Vorbind despre anestezie, aș vrea să știu mai întâi ceva despre echipa OCH din, în domeniul ăsta și despre tehnologia pe care o folosiți aici. Echipa OCH pe compartimentul de anestezie și terapie intensivă are 4 medici specialiști pregătiți în țară și în străinătate, care sunt full-time la noi, și câțiva medici colaboratori care vin și ne ajută când volumul de muncă ne depășește pe noi patru. În afară de asta, în total sunt 21 de oameni în compartiment cu asistente, infirmiere și medici și încercăm să ținem în vreo, încercăm și reușim să asigurăm anestezia și terapia intensivă de înaltă calitate pentru toate cazurile noastre. Pe partea tehnică, de ce tehnologie beneficiați? Ce folosiți în munca dumneavoastră? Păi avem cât un aparat de anestezie pentru fiecare sală, care a fost customizat, așa să zic, după dorințele și după necesitățile noastre ca anesteziști și necesitățile spitalului în funcție de patologia pe care știam că va urma să o abordăm. Ele au fost achiziționate din Germania și sunt de top momentan. Monitoare de funcții vitale care pot monitoriza atât invaziv cât și non-invaziv funcțiile vitale ale pacienților, la fel de la un furnizor de top la nivel mondial, și bineînțeles o serie întreagă de dispozitive medicale pentru a putea asigura o anestezie de înaltă calitate pacienților noștri. Omul care vine aici se gândește, oare să mă doare capul, oare să am probleme de genul ăsta, haide să-i liniștim puțin. Ce le spunem celor care se gândesc că nu mai e anestezia aia de acum, eu știu, 10-20 de ani, când te durea capul câteva zile sau nu aveai voie să te ridici, să trebuia să stai într-o anumită poziție pentru a nu avea probleme? Da, într-adevăr, acum pot sta liniștiți, mult mai liniștiți, evident nu liniștiți de tot, rar, dar foarte rar acum mai poate apărea acea durere de cap, cefalee, cum îi spunem noi, post-puncție spinală. Momentan se pot liniști și se pot gândi că totul a evoluat și acum acele sunt din ce în ce mai subțiri. Au ajuns, sincer, la diametrul unui fir de păr la un moment dat. Sunt atât de subțiri, nici nu pot să le introduci, nu trec prin piele. Trebuie să le introduci printr-un introducer, printr-un ghid special, că altfel nu mai sunt atât de dure încât să penetreze pielea. Ceea ce ne face pe noi să ne simțim noi în siguranță ca medici și mai ales să știm că pacienții noștri sunt în siguranță, având în vedere tehnologia și evoluția spre bine a acestor lucruri, în favoarea pacienților. O părere personală, așa, o întrebare mai personală, cum vă simțiți să lucrați înconjurat de o echipă de genul ăsta la OCH și mai ales cu astfel de tehnologie? Foarte bine. Foarte bine ne simțim, cred că vorbesc în numele colegilor și în numele colegilor. Este extraordinar să vii într-un loc, să ai un loc de muncă frumos, curat, în care să ai tot ce trebuie ca să faci cu drag o meserie pentru care te-ai pregătit atât de mult timp. Este extraordinar.